Delincvența juvenilă capătă proporții îngrijorătoare, de la consumul de droguri, accidente produse fără a avea permis de conducere, furturi, tâlhării și bătăi din motive puerile, minorii au atins, din păcate, și o altă etapă la fel de îngrijorătoare. Zilele acestea, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a unui minor de 14 ani, cercetat pentru infracțiunile de pornografie infantilă și viol. Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că în luna ianuarie acesta ar fi întreținut prin constrângere fizică un act sexual cu o victimă minoră în vârstă de 13 ani, împrejurare în care ar fi produs cu telefonul mobil personal videoclipuri pe care le-ar fi prezentat ulterior și altor persoane. De asemenea, minorul ar fi deținut în același sistem informatic fotografii înfățișând o altă persoană vătămată minoră în ipostaze sexuale explicite. La data de 15 mai, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Hunedoara, au dispus reținerea minorului pentru 24 de ore. Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.